Am zis că avem vise în care credem și pe care dorim să le punem în practică și ulterior, dacă ne reușește, avem acea mulțumire de sine și ceilalți din jur, sigur, în cazul în care este un vis ce îi face să fie și ei în planificarea noastră și ei sunt afectați direct, în sensul bun al cuvântului. Oare cât de mult a visat domnul Petru din jos momentul în care a fondat Asociația Culturală Armonia? Oare câte vise a avut, ce și-a dorit să facă și cât a realizat? În această dimineață aflăm mai multe pentru că este alături de noi. Domnule din jos, bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră! Vă mulțumesc și eu! Domnule din jos, vreau să începem cu primul moment în care v-ați gândit la această asociație culturală, Armonia, și ce ați simțit în acel moment și ce ați planificat în acel moment în termen lung? Știți, scopul meu a fost încredirea acasă, că dacă vin undeva să fac ceva. Dacă vin într-o țară străină, adică să vorbesc mai detailat, să fac ceva și aici. Deci a fost foarte, foarte greu. Am vrut să fac ceea ce făceam și acasă și mă gândeam că am să fac și poate că și mai multe. Deci mi s-a primit prin greutăți, prin astea, mi s-a primit să fac o școală, mi s-a primit să fac niște proiecte cu în baza școlii, să dezvolt niște proiecte și mai ales că le dezvolt împreună cu copiii noștri moldoveni. Și mă bucură foarte mult că avem succese frumoase. Da, apropo, am și o restanță pentru cei de acasă, pentru că vreau acum să vă aduc la cunoștință pentru toți telespectatorii. Domnul din jos, după ce a plecat de aici din Republica Moldova în Italia, la Veneția, pentru că aici a fost profesor de muzică, pentru că a făcut parte din marea familie a profesorilor de la Ciprian Porumbescu, a ales să facă același lucru și peste hotarele țării, la Veneția, și adineauri am văzut și imagini. Cât de complicat a fost la început? Vă întreb acest lucru pentru că știm cu toții, momentul în care am avut foarte mulți conaționali plecați peste hotare, primul lor gând a fost să-și găsească un loc de muncă, să planifice ce fac mai departe și să câștige bani. Cel puțin la asta se gândeau ceilalți. Și atunci, dumneavoastră trebuia să-i convingeți ca copiilor să aibă o activitate prin muzică. Da, sigur, a fost pentru că lumea noastră, așa cum ați vorbit, încoace a face bani, să spun așa, într-un mod, ca să facă bani. Deci atunci când cineva vrea să facă o școală de muzică, se învețe o știință care nu este în planul sistemic, care nu este în prim plan, adică care nu este importantă, mai ales într-o țară, în Italia, unde sunt importanți banii, mi-a fost foarte greu ca să conving lumea care a venit și face banii cu mare greu, face banii. Adică își dezvoltă o economie cât de cât pentru ca să-și menție familia și aici vin eu cu muzica. Înțelegeți? Este o chestiune, dar mă bucur că mi-a fost foarte greu și mă bucur că am putut să-i conving părinții să le demonstrez, deci cu ajutorul internetului, cu ajutorul informațiilor oamenilor de știință, adică să le dovedesc, să le demonstrez la ce ajută studierea unui instrument muzical pentru copii, anume pentru copii. Și atunci când am reușit să dovedesc la părinți că anume studierea unui instrument îl face pe copil și să învețe mai bine la școală, pentru că ei dezvoltă, cum am mai spus și în alte emisiuni, dezvoltă niște particularități ale creierului la care nici școala generală, până la urmă, nu le reușește să le dezvolte. Și atunci copilul și la școală are o memorie mai bună, are o concentrație mai bună. Copilul se simte, începe să își dezvolte, să fie mai organizat. Domnule din jos, știți, una e să găsești un diamant și alta e să încerci șlefuirea acestuia până la perfecțiune. Am făcut această comparație pentru că dumneavoastră nu v-ați rezumat doar la deschide o școală și doar la practica acele instrumente pentru copii. V-ați dori perfecțiune, v-ați dori să fie din ce în ce mai buni și atunci când copiii plecați peste hotare alături de părinții lor s-ar întoarce în casă pentru a concura cu cei de aici să fie cei mai buni în raport, desigur, cu conaționalii lor. Vreau să ne povestiți mai multe. De unde această atitudine, această dorință de a fi cel mai bun? Știți, toată viața mi-am pus de deviza mea să nu cred vorbelor, să cred faptelor. A crede faptelor trebuie să le demonstrezi întâi tu și să dai fapte
Și atunci pot să mergi cu niște rezultate foarte frumoase. Eu mi-am dorit, că chiar dacă încep aici o școală, să aduc copiii mei să concureze cu Ciprian Porumbescu la locul meu de muncă unde eu am muncit și să demonstrez că eu am vrut să fac niște lucruri frumoase acasă, dar situația politică de acasă nu mi-a permis să mă simt ca un profesor normal, așa cum ar trebui să se simtă un om la dânsul acasă. Și atunci, din străinătate, aici, unde numai banul este valoare, capacitatea omului nu este valoare, deci eu am încercat aici cu mari greutăți să pregătesc copii și am dus acasă chiar copiii mei să se concureze și cu marea bucurie m-am întors cu premiul 1 și premiul mare. Deci înseamnă că munca mea are valoare. Deci nu are bani, dar are mai mult decât bani. Eu consider mai mult că dau o valoare mai mare la capacitatea copiilor care și-o dezvoltă decât acei bani miliarde cât n-or fi, pentru că noi trebuie să investim în capacitatea copiilor ca să ne ducă viața mai departe pe pământ. Sincere felicitări, apropo, pentru cele două locuri menționate deja de dumneavoastră. Dar vreau să vorbim și puțin din punct de vedere tehnic. Vreau să-mi spuneți câte instrumente fac parte din orchestră, de la ce vârstă copiii vin și dacă sunt doar moldoveni copiii. Deci copiii îi primesc de la 4-5 ani. Deci chiar acum am un copil de 4 ani, adică am plinit deja 5 ani acum, dar cântă foarte, foarte bine. Când spun foarte bine, nu înseamnă copil de un an de zile dintr-o școală de stat, de muzică. Deci e mult mai superior. Deci și copiii învață instrumentele folclorice, întâi le pun o bază națională. Copiii studiază telinca, fluier gemene, ocarina, fluierul, care au bani să-și procure și un cimpoi, îi învăț și la cimpoi. Acum au dat copiii comandă la meșterul cel mai bun în România, deci de mai mult de 22 de cavale în la minor, vreo 10 cavale în fa minor, ocarine, vreo 20, peste 20 de ocarine, pentru că sunt copii mulți și vor să studieze și telinci, și fluier gemene. Deci am dat o comandă acum și așteptăm comanda. Deci copiii studiază întâi, își dezvoltă la bază o capacitate națională și apoi trec la un instrument mai academic, să-l numim așa, cum ar fi trompeta, saxofonul, clarinetul, trombonul, tenor, bariton, baterie. Uite, aceste instrumente și le predau singur, eu am un singur profesor, Petru din jos. Da, și dumneavoastră sunteți alături de ei din ce îmi dau seama de dimineață până noapte, pentru că fiind mulți copii trebuie să le acordați timp fiecărui în parte. Știți, de dimineață la școală, copiii vin de după ora 2. Noi practic începem de la ora 4 până la ora 8-9 seara. În fiecare zi, copilul nu vine o dată pe săptămână sau de două ori, cum în școlile de stat. Copiii vin în fiecare zi și pot să stea aici 2, 3, 4 ore. Pot să stea să studieze împreună cu mine. Le fac și pauze, le fac și câte o pauză de suc, de biscuiți. Deci se simt aici ca acasă. Am avut adineauri posibilitatea din imaginile pe care le-am văzut să văd că sunt de ambele genuri și sunt de diferite vârste. Bine, deja și ani au trecut și experiență există în spate în urma fundării acestei școli. Vreau să-mi spuneți, pentru că v-am întrebat și adineauri, dacă sunt doar copii moldoveni sau dacă pot veni și de alte naționalități sau dacă ați avut cereri cel puțin. Știți, copiii de alte naționalități vin, dar sunt educați în alt mod. Deci deoarece părinții au venit să facă bani, deci ei nu au timp sau nu interesează atât de tare să facă o frecvență, să aibă o frecvență de felul ăsta, ca să vină în fiecare zi sau cum le vorbesc eu, nu mai puțin de două zile, asta minimal două zile pe săptămână. Pentru că o dată pe săptămână
este, deci nu este real o dată pe săptămână, așa cum a plănuit sistema aici în Italia, nu este real, pentru copilul vine o dată peste o săptămână când se întoarce, el nu mai știe, el iară din nou face, repete ceea ce a făcut o săptămână în urmă, pentru că părinții nu sunt capabili ca să stea cu copilul, să studieze cu copilul, pentru că ei vin foarte obosiți de la munca care o fac, mai ales ultimii ani acum, sunt profitați de la lucru unde ei îl creează, vin foarte obosiți. Și apoi chiar nu mai au capacitățile cele ca să lucreze cu copiii acasă. Deci nu este real o dată pe săptămână. De două ori pe săptămână încă ar mai merge, depinde, dacă copilul mai are ceva talent. Dar deoarece la mine nu vin copiii cu talent, bine, marea majoritate de copii sunt fără talent, sunt mulți care, foarte mulți care nu au ritm. Și aici eu le dezvolt ritmul, deci cum aș învăța ursul să meargă pe bicicletă, dar mă interesează nu să cânte în primul rând la instrument, mă interesează să gândească cu creierul, îi învăț să gândească, să judece cu creierul, să pui în mișcare colaborarea creierului cu degetele, este un lucru extraordinar. Apropo, asta doream să vă întreb, pentru că în mod normal pentru a face o clasă de muzică și pentru a avea o orchestră ce să concureze la concursurile naționale sau internaționale, trebuie să ai și o arie de selectare a tinerilor, încă de la o vârstă fragedă, și atunci vezi care sunt mai buni, care sunt predispuși spre muzică și poți să-i selectezi. În cazul dumneavoastră, din ce-mi dau seama, poate veni oricine, cel care își dorește să facă muzică, să învețe despre muzică și desigur să se implice prin muzică, pentru că aria de selectare nu este chiar atât de mare. Nu este mare, dar eu mai selectez părinții, pentru că foarte mulți copii i-am selectat, au trecut prin sită, așa cum spunem noi moldovenii, i-am trecut în baza capacităților, în baza gândirii, cum ei primesc lucrul ăsta, pentru că majoritatea, foarte mulți, hai să spunem așa, mulți părinți văd banii și chiar dacă tu faci o reducere de preț, pentru că un preț pentru o oră este foarte mare, prețul pentru o oră este foarte mare, de la 30 de euro în sus, să spunem, pentru o oră calitativă cu un profesor care cu adevărat vrea să crească, să aibă rezultate. De ce eu am pus o cotă, să spunem, cum, eu nu știu în română cum s-ar spune cota asta, pare că tot cota, așa e? O cotă de o sumă de bani pentru care, în baza la suma aceea, să vină copilul în fiecare zi. Deci este cum ar plăti o dată pe săptămână. Plata este cum ar plăti o dată pe săptămână, dar copilul vine în fiecare zi. Deci, și au fost părinți care vroiau să le fac reduceri încă. Adică, eu spun, zic, cum să fac reducerea? Pentru că deja, dumneavoastră, dacă copilul vine 4 zile în săptămână, deja aveți 400 de euro, 500, zic, să plătiți. Dar pe lună, dumneavoastră, plătiți o pătrime din suma care trebuie să o plătiți. Și atunci părinții care vin numai pentru șmecherii, vin numai pentru alte, sunt șmecheri mulți care vor să facă bani și nu se gândesc la dezvoltarea copiilor. Pentru că sistema a făcut așa ca muzica să nu fie un lucru important în viața noastră.